Un număr de 118.420 de elevi vor primi în acest an școlar ajutorul financiar oferit de stat prin programul Bani de Liceu. Numărul de beneficiari aprobat coincide cu cel al solicitanților, iar cele mai multe cereri au fost depuse în județele Suceava, Iași, Vaslui și Dolgi. În județul Giurgiu, bani de liceu vor primi 1.499 de elevi, iar suma de 180 de lei va fi acordată pe întreaga perioadă a cursurilor școlare, inclusiv în timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat, respectiv în perioada practicii în producție. Fondurile sunt alocate de Ministerul Educației și vor fi distribuite beneficiarilor de către unitățile școlare la care aceștia și-au depus dosarul. Autoritățile locale pot efectua anchete sociale pentru verificarea veridicității declarațiilor de venit și a celor referitoare la bunurile familiei în cazul elevilor care solicită sprijin financiar. În anul școlar anterior, ajutorul a fost acordat pentru 120.987 elevi.